la o nouă conferință în acest ciclu pe care l-am început cu aproximativ o lună în urmă, în anul acesta comemorativ pentru părintele profesor Constantin Galeriu. În seara asta l-avem invitat pe părintele profesor Vasile Gordon, cel care i-a succedat părintelui Constantin Galeriu la Catedra de Omiletică și Catehetică la Facultatea de Teologie din București. Vă dați seama că l-a cunoscut foarte bine părintele profesor Vasile Gordon. Părintele este slujitor la Biserica Sfântului Ilie Gorgan și nu doar profesor la Facultatea de Teologie din București, are colaborări avut la Arad și mai nou la Cluj, mai nou de vreo câțiva ani buni. Așa. A fost părintele profesor o vreme, nu știu exact cât de îndelungată, vreo două mandate și șeful Catedrei de Teologie Practică, pe vremea când activam și eu la Facultatea de Teologie, că din momentul în care s-a deschis acest cămin de bătrân, n-am mai avut timp să mă împart în toate locurile, și deci mi-a fost și șeful de catedră, așa că ne cunoaștem foarte bine cu părintele profesor Vasile Gordon. Ce să vă spun mai mult, că sunt convins că cei mai mulți să-l cunoașteți, așa că îi dăm cuvântul părintului profesor să ne împărtășească din amintirile și din cele trăite împreună cu părintele Constantin Galeriu. O rugăciune. A făcut vecerie, nu este protestant, mai sunt încă o dată. Cum știți. Eu n-am fost prezent, dar... Mulțumesc întâi de toate pentru invitație, domnului profesor Costea Munteanu, mulțumesc părintelui paroh și coleg al meu, al nostru, părintelui Gerasim și tuturor părinților de aici, părintelui Cristian și celorlalți părinți. Trebuie să vă spun că trebuie să treacă câteva secunde ca să mai scap de emoții, sunt foarte emoționat în ciuda vârstei și a faptului că am vorbit și vorbesc mult și la catedră și în biserică, dar efectiv mă simt copleșit aici și mai ales avem și prezența părintului Nicolae Bordașiu, să mă ierte că stau chiar cu spatele la dânsul. Ne-am reîntâlnit în Sfântul Altar și i-am amintit că dânsul nu are cum se știe exact chiar toți anii în care am fost noi elevi. În 1971, când am început seminarul la București, la Radu Vodă, părintele Nicolae Bordașiu era profesor acolo, iar în 72, când eram în anul 2 de seminar, ne-a devenit și director. Eram așa mai aspru, ne era frică de dânsul, dar asprima ne-a ajutat să fim cuminți și țin minte că eu m-am împăcat foarte bine cu părintele și văd că și părintele își amintește de mine și mă onorează și pe mine cu prezența în seara aceasta, în pofida vârstei și a unor neputințe pe care le-a avut în ultimele zile. Acum, vă rog să-mi spuneți puțin cum se derulează o astfel de întâlnire, cum procedăm, cât timp, n-aș vrea să vorbesc prea mult, mai degrabă poate să dialogăm, să vă răspund la întrebări. Cam cât timp, așa, cam câte minute să... Începeți o evocare și cât o considerați sfinția voastră și după aceea vor pune oamenii și întrebări. Da. Între 25 și 40 de minute maxim. Da. Deci, cred că 20 mi-ajung pentru început, sau poate 15, dar păi cum, dacă ați spus că cum spuneți, așa fac, da. Ați spus că ați fost elevul părintelui Nicolae Bordașiu, nu mă gândeam că vă limitați la 20. Și succesorul părintelui Galeriu la catedră, așa că da, 20 chiar... Unul din succesori, că n-am fost primul și nici singurul, trebuie să spun că înaintea mea, 4 ani de zile, a fost părintele Vasile Răducă, pe care cred că îl cunoașteți cu toții, și de la dânsul am preluat eu catedra în clipa în care părintele Răducă a trecut pe teologie morală, unde avea de fapt specialitatea. Mă gândeam așa, dacă mi-ați cere un singur cuvânt să spun și să mă opresc,
acel cuvânt ar fi recunoștință față de Părintele Galeriu. Recunoștință din toate punctele de vedere. O să detaliez puțin. Cred că sunteți în asentimentul meu dacă spun recunoștință, pentru că pe fiecare cei care l-am cunoscut ne-a luat de undeva și ne-a dus undeva. Pe noi, care am fost studenți și după aceea doctoranzi, ne-a luat de undeva, să zicem, de la firul ierbii și ne-a dus foarte sus, atâta cât am putut și cât am priceput fiecare. Recunoștință. Și iarăși, în același ton, dacă mi-ați cere să nominalizez o singură calitate a Părintelui, mi-ar fi foarte greu, mi-a fost foarte greu să aleg, dar m-am gândit așa înainte să ajung aici, de acasă m-am gândit, aș alege bunătatea. Pe mine și pe mulți din generația mea, până să-L descoperim pe Părintele ca teolog, ca duhovnic și multe alte însușiri, ne-a cucerit cu bunătatea. Și nu vă spun ceva nou dacă vă spun că bunătatea este o manifestare a iubirii. Părintele era omul iubirii, prin excelență, o manifestare concretă. Pentru că toți zicem că iubim, vrem să iubim, dar dacă nu suntem și buni, înseamnă că nu iubim cu adevărat. Și mi-a fost sugerată alegerea acestei calități de o emisiune care m-a impresionat foarte mult. Se găsește pe internet și cei care nu știți să intrați, vă ajută cineva din casă, un nepot, o nepoată, că sunt foarte agili, foarte abili la butoane. Am văzut de curând un clip, de fapt era o emisiune de 24 de minute, numită Cultura, cu 2 de O, Cultura, așa pe TVR, cu o realizatoare, nu vreau să-i greșesc numele, Mirela, știu sigur, Mirela Năgâs, dacă nu greșesc, Dance Mihăilescu, dă un interviu relativ recent, după ce a trecut printr-o foarte grea suferință. Când l-am văzut în primele clipe, când l-am revăzut, că știu de mult, m-am speriat, zic, Doamne, dar ce s-a întâmplat cu Dăși? Și pur m-a explicat. Și spune lucruri foarte interesante acolo, așa am receptat acea emisiune ca o lecție de pedagogie creștină. Și în minutul 23 l-a întrebat realizatoarea, ce vă doriți acum? Pentru că el a spus și a repetat că simte că se apropie de pragul morții. Și Dance Mihăilescu a spus, aș vrea să fiu bun. Și cum el e puțin bâlbuit, așa, dar și-a învins de multe ori această neputință, aș vrea să fiu bun, a zis. După ce a spus foarte multe lucruri interesante. Deci iată o dorință testamentară a unui om deosebit. Și avem în persoana și personalitatea Părintelui Galeriu întruchiparea omului bun, a preotului bun, a soțului bun, a profesorului bun, a părintului de copii bun, al părintului duhovnicesc bun, al bunicului bun și așa mai departe. Și după ce am primit invitația să vin în fața dumneavoastră, mi-am făcut așa un filmuleț, ce am să spun în câteva minute, aș vrea să mă refer la calitatea lui de profesor, la slujirea de profesor, pentru că, am mai spus la OAS, așa o să vedeți în volum acolo, există încă voci, din păcate, care spun așa, da, Părintele Galeriu a fost un duhovnic extraordinar, a fost predicatorul capitalei, a fost așa, dar profesor mai puțin. Nu era calitatea lui cea mai mare să fie profesor. Ori noi care l-am avut profesor, și dintre dumneavoastră cred că mai sunt aici, l-am receptat și îl receptăm în continuare ca pe un excepțional profesor. Profesor în sensul de educator, cum spune Simion Mehedinți. În trilogia școlii, Simion Mehedinți, marele geograf,
academician, dar și autor de cărți de pedagogie creștină, bunoare creștinismul românesc. Cei care nu l-ați descoperit pe Simion Mehedinț, aveți încă timp să o faceți. Noi după Revoluție l-am descoperit. Spune Simion Mehedinț așa că profesorii, ca un cuvânt general, se împart în trei categorii: belfer, profesor și educator. Belferul este profesorul nepedagog, care își permite orice și oricând, numai profesorul. Profesorul este insul căruia nu îi se poate reproșa nimic, dar nu se implică sufletește. Este insul rece, care își face datoria, dar rămâne la un nivel destul de scăzut și nu are rezultate prea mari față de belfer. În schimb, profesorul ideal, spune Simion Mehedinț, este educatorul. Educator. Și părintele profesor Galeru era educator. Amintesc că acest cuvânt vine de la educo, educare, a educa din limba latină, dar e prepoziția e și cu duc o ducere, înseamnă duc o ducere e, ex, a scoate din, a crește. Deci a educa, etimologic, înseamnă a crește. A scoate pe cineva de undeva, nu așa, de, zicem, din lumea neștiinței, și a-l duce și a-l purta pe cărările științei și ale bunilor purtări. A scoate și a crește. A-l crește, da. Și revin acum la ceea ce enunțam, la calitatea care ne-a rămas în suflet în mod deosebit, aceea de părinte profesor bun. Și sunt obligat acum să folosesc câteva amintiri personale, pentru că aceste amintiri sunt cele mai autentice. Nu vreau să vorbesc despre mine deloc sau aproape deloc, ci despre părintele, dar nu pot să mă exclud din aceste amintiri care sunt foarte puternice. În pofida timpului care trece, eram în 1976, la terminarea seminarului, și am dat admitere la facultate, la București, în 1976. Și între profesorii care erau acolo, era și părintele Galeriu. Nu-l cunoșteam, nu știam despre el. Și parcă îmi vine să-mi cer iertare, că nu știam. Noi la seminar acolo eram în internat și ieșeam cam o dată de două ori pe lună de la Radu Vodă. În vacanțe, în tren și la țară. Și așa că nu auzisem de părintele Galeriu, nu știam. Și sigur că emoțiile erau foarte puternice, mai ales pentru obținerea bursei. Deci o bursă pentru un copil ca mine de la țară, relativ sărac, n-am fost săraci, dar așa la limită, conta foarte mult. Și atunci, sigur, emoții și m-am învățat, dar ca la orice examen întâlnești membrii comisiei, care erau atunci, vin și te anunță, spun, așa, și la un moment dat, părintele Galeriu a fost rânduit să scrie pe tablă subiectul de la dogmatică. După aceea am realizat cine este și așa. Și a scris dânsul subiectul acolo cu creta, cum se scria. Și după ce a scris, s-a întors spre noi cu fața lui frumoasă și blândă și bună și ne-a dat câteva explicații. Uitați, cam așa, nu mai știu ce ne-a spus, dar știu că mi-a făcut foarte bine. Pentru că celelalte figuri didactice, să le spun așa, nu vreau să le invinuiesc, dar păreau foarte sobre, foarte grăbite, un pic nervoase, toată lumea era așa. Noi, timorați acolo, în clipa în care părintele, după ce a scris subiectul, s-a întors spre noi și ne-a spus cam cum ar trebui, pentru mine personal a însemnat foarte mult. Am scris degajat, efectiv, bunătatea și pedagogia dânsului și linia aceasta educațională, ca să folosesc din nou cuvântul, pe mine m-a ajutat să trec foarte bine acel examen și să intru sigur și cu bursă și după aceea să ne urmăm cursul.
Celelalte amintiri, acum pe linia profesoratului, încep din anul 3 al meu de facultate, pentru că dânsul preda la anul 3 și anul 4. La anul 3 catehetică, cu noțiuni de pedagogie creștină, și la anul 4 omiletică. Și aici iarăși, Părintele Galeriu era profesorul care ne odihnea. La Părintele Galeriu ne relaxam. Nu trebuia să scriem mult. Deci atunci nu se găseau cărți. Și la mai toți profesorii dictau și noi scriem, ne rupeam mâna, foi. Unii dictau foarte repede, nu prea înțelegeam ce ieșea de acolo, vă imaginați, în sfârșit. Era foarte, foarte greu. Nu, Părintele Galeriu avea și o dicție foarte bună și pur și simplu nu ne încărca foarte multe date, deschidea cursul, ne spunea tema de acolo, începea să o dezvolte, după care lăsa cursul jos, erau cursuri dactilografiate și ce cărți mai avea dânsul, și începea așa să ne povestească. Multă vreme nu mi-am dat seama cotro bate discursul. Tot timpul lega cursurile pe care le ținea de ceea ce se întâmpla în biserică, mai ales de predica. Predica care fusese cu o duminică înainte și predica pentru care se pregătea data viitoare. Asta mi-a dat seama mai ales prin anul 4, când a făcut omiletică. Omiletica se ocupă cu predica. Și partea cea mai frumoasă a oricărei întâlniri cu Părintele era capitolul cu întrebări. Pentru că noi știam că nu se supără, știți că avea și această vorbă, poate nu o știți cu toții, o foarte mică paranteză, când eram la doctorat, trebuia să vadă niște referate, să semneze, aveam nevoie uneori de semnătură neapărat, că a doua zi trebuia să depunem referatul. Și la Părintele Galeriu, știți cum era, era multă lume. Multă lume și stăteam așa și la un moment dat ajunsesem la miezul nopții, dacă nu cumva eram trecut de miezul nopții. Și m-am apropiat și eu așa cu emoție și cu teamă să nu-l supăr, părinte profesor, trebuie să vă rețin și eu un pic și am început să băigui fel de fel de scuze, iertăciune acolo și părintele, ce? Ascultă, să știi că eu nu mă supăr decât pe propriile mele păcate. Vino în coace, despre ce e vorba? A însemnat foarte mult asta. Odată că te liniștea și vorba aceasta, am spus, am repetat-o de foarte multe ori. Când la rândul meu am ajuns profesor, în primul rând datorită dânsului, că m-a primit la doctorat. Dacă nu făceam doctoratul, eu nu eram profesor. Nu eram profesor de omiletică. Și am spus de multe ori vorba aceasta pe care a spus-o Părintele, pentru că e sub presiune uneori, fie în biserică, fie la facultate, fie în altă parte, și această vorbă testamentară m-a ajutat și le-am spus și eu, stai cu minte, stai un pic, uite, știi cum zicea Părintele Galeriu, nu mă supăr decât pe propriile mele păcate. Și acum închid paranteza și vă spun că era o plăcere deosebită să adresăm întrebări. Îi cam fragmentam cursul, nu-l lăsam, cred că, mai mult de un sfert de oră să predea, efectiv, sau, eu știu, o jumătate de oră, după care, mâna sus, nu se spune, și îi răspundea. Răspundea și aducea, sigur, răspunsurile tot în cadrul temei, pentru că, așa cum știți și la predică, cei care ați avut bunăvoința și răbdarea să-l ascultați, trebuia un pic de răbdare să-l asculți, Părintele Galeriu dădea impresia la un moment dat că părăsește subiectul. Zice și făcea niște paranteze, așa, la un moment dat revenea așa cu o zvâgnire și nu uita firul principal, așa era și la curs. Ce să vă spun, că mă feresc să zic că alți profesori nu procedau așa, nu, niciun fel de acuzație, noi vorbim acum numai la modul pozitiv. Puțini erau profesori care ne îngăduiau să le punem întrebări.
Pentru că întrebările de obicei se puneau la orele de seminar. Da, la curs, nu. Dar la părintele ne-am întrebări și ne răspundea și Marietul, și ne mai notam câte ceva. Deci, din tot cursul, dacă scriam o pagină, aveam caietele acele un pic mai mărișoare, caiete studențești, cum se numeau, nu știu dacă mai sunt acum așa ceva. Și era suficient o pagină pentru tot cursul. Dar mai multe răspunsuri la întrebări aveam, de tot felul, decât elemente de curs. Și de fapt asta ne-a ajutat foarte mult. Cursurile, până la urmă, le găseam la bibliotecă, le multiplicam, le știam. Mai erau și niște manuale vechi, de omilitică, catehetică, pedagogie. Dar răspunsurile părintelui nu era. Și sigur că după aceea, iarăși o amintire personală deosebită care m-a încurajat foarte mult, în pofida faptului că am avut o fire iute și uneori păream sau par îndrăzneț și poate că chiar am fost și am și greșit pe linia asta, am fost foarte emotiv tot timpul. În anul 4 mi-a venit și mie rândul să pregătesc predica. Deci eram programați, după calendar, să pregătim câte o predică duminicală sau la o anumită sărbătoare și până să o ținem la Paraclis, la Sfânta Ecaterina, acum e până în ziua de astăzi acest obicei, o rosteam în clasă, la seminar. Cum se întâmplă și acum, de fapt? Părintele n-avea asistent atunci. N-avea. Era singur și la cursuri și la seminarii și mi-a venit și mie rândul. Și știind că părintele era destul de pretențios, mai ales în privința exprimării, și aici o calitate deosebită, părintele stăpânea limba română foarte bine, foarte bine, și o limbă română liturgică, zice, o limbă română bisericească, teologică, dar în același timp și literară, de multe puncte de vedere. Ei bine, începea câte un coleg să rostească predica, așa o scrântea și îl oprea, zic, dragă, stai un pic, nu așa, nu așa. Și știind cam cum se desfășoară seminariile, și eu am început cu emoții. Prima frază, a doua frază, a treia, văd că nu mă oprește și m-am oprit eu. M-am oprit eu că mi se părea că am greșit ceva și ce, de ce te oprești? Zi mai departe că zici bine. Și am zis, să-ți spună părintele Galeriu că zici bine, chiar dacă poate nu era așa de bine, a contat foarte, foarte mult. Și asta m-a învățat ceva. M-a învățat să nu întrerup studentul în primele momente. La examen, am fost și eu asistent mulți ani și am ascultat predicile, îl las un minut, două, trei, până scapă de emoții, până își revine și de multe ori intră pe făgașul pe care îl dorește și profesorul. Mai mult, la spovedanie, la fel am învățat, să nu întrerup credinciosul, credincioasa, în primele minute, chiar dacă spune ce nu trebuie. Are emoții, are un of, pentru ăla a venit. Nu începe cu păcatele, începe cu necazurile, cu, știți dumneavoastră cum se întâmplă. Și Părintele Galeriu m-a învățat să las și studentul și credinciosul să spună în voie un minut, două, trei ce are de spus și, pe urmă, dacă văd că nu e în subiect sau nu e în cadrul spovedanii, atunci cu pic de bunătate spun, stai puțin, am înțeles, dar hai să vedem. Hai să vedem despre ce e vorba, hai să începem să ne spovedim și așa mai departe. Da. Urmă, sigur că a fost momentul acela decisiv în care m-a primit la doctorat și ca și pe alți colegi și mi-amintesc cum la un moment dat avea o listă așa de doctoranzi, s-adunaseră mai mulți, îi știa pe toți, nu trebuia să uite pe hârtie și Îi pomenea, zice, uite, ne-a ajutat Dumnezeu să avem ucenici buni, așa zicea. Și începea să pomenească și primul nume pe care îl pomenea întotdeauna era al părintelui Nicolae Dura. Nicolae Dura, preot la Viena, pe care o să aveți ocazia să-l revedeți. Dacă veți veni la facultate, știți că pregătim un simpozion
Așa, facultatea cu parohia și cu Asociația Părintelui Galeriu, ne-am întâlnit deja o dată, am perfectat calendarul în 12, 13 și 13 noiembrie la Facultatea de Teologie. Centenar, 100 de ani, Părintele Galeriu. Titlul încă e în lucru puțin, dar o să-l vedeți. Și între invitații din afara României este și Părintele Nicolae Dura, care va vorbi în prima zi, în ziua de 12, care aș putea să spun că era preferatul părintelui și nu am fost deloc gelos, pentru că un preot foarte bun, a fost profesor la Sibiu o vreme, dar asta am vrut să scot în evidență, cu câtă bunătate și cu câtă dragoste îi pomenea pe doctoranzi, pe toți, pe toți. Chiar dacă uneori își asuma câte un eșec. Și am să vă dau un exemplu. S-a pus problema editării unui manual de omiletică și coordonator să fie Părintele Galeriu. În echipă cu Părintele Nicolae Dura, care și el era deja profesor la Sibiu, era lector la Sibiu până se plece în Austria, am făcut un sumar, un cuprins și l-am arătat părintelui și am spus acum, părinte profesor, echipa. Noi doi că ne-ați cooptat deja și cine să mai fie? Și a zis, toți doctoranzii, toți doctoranzii mei, fiecare să ia câte o părticică. Părinte profesor, dar cu cât echipa e mai mare, cu atât nu se poate lucra. Și a spus, eu nu pot să exclud pe nimeni. Eu nu pot să exclud pe nimeni. Faceți lista și am făcut lista, am trimis, am împărțit, dar n-a mers. Nu din cauza părintelui, ci din cauza, trebuie să spun unor doctoranți, colegi, care au confundat bunătatea părintelui Galeriu și îngăduința lui cu slăbiciunea. Și asta poate să fie și una din greșelile noastre, ale oricăruia dintre noi. Avem în familie, în biserică sau unde lucrăm, un om bun, efectiv îngăduitor și nouă ni se pare că e un om slab, un om fără vână, un om care nu trebuie băgat în seamă. Considerăm această bunătate a lui o slăbiciune și așa s-a întâmplat, din păcate, cu unii colegi care, de fapt, au și pierdut pe mâna lor, se spune, pentru că părintele n-a exclus pe nimeni. Și, pe urmă, anii au trecut, eu tot vreau să plec în Ardeal, soția aici de față, văd că a apărut între timp, poate o cunoașteți, Irina, fata părintelui Constantin Voicescu, să-mi voise să vină cu mine în Ardeal și era foarte greu atunci un transfer, foarte greu. Mama săracă era neîmpăcată, mama Sofia era neîmpăcată și eu n-aveam încotro, trebuia să stau în continuare în București, să vede că Dumnezeu a avut un gând cu mine să rămân în București, că nici nu mă gândeam să urmez la catedră, nici nu visam, nu vroiam în primul rând, eu vroiam să mă duc în Ardeal, să fiu preot într-un sat acolo, așa cum mi-am promis mie însumi și cum am spus părinților când am plecat la seminar. Și când m-am căsătorit, deși era din București, am spus, în clipa în care termin studiile, în Ardeal, într-un sat acolo, vedem ce-o fi. Și tata socor, părintele Voicescu, a fost foarte rezonabil, a fost de acord, așa, dar nu reușeam să plec. Și mama mea era foarte necăjită. Și i-am spus părintelui Galeriu că o vreme ne-a fost și duhovnic. Și mie și soției. Părinte, nu știu cum să o mai împac pe mama. Zice, adu-o la mine, adu-o la mine. Și am adus-o pe mama aici, biserica aceasta, la un moment dat, și a stat de vorbă cu ea, nu spovedanie, așa o convorbire liberă, eram și eu. Zice, să vă spun ceva, povestea seamănă puțin cu povestea mea. Și mama mea și părinții mei mă voiau acolo, mă voiau în locurile natale. Dar la un moment dat mama mea zice așa, măi copile, dacă ți este ție bine unde ești și poți să fii de folos, e foarte bine așa, să fii liniștit, rămâi acolo, noi ne descurcăm. Și i-a spus mama mea, și sigur că mama a primit o întărire foarte puternică din partea părintelui Galeriu,
pe care l-a văzut și cu care a stat de vorbă. Da. M-aș opri aici, ar fi multe de... Doar să pomenesc, să zicem așa, ultima întâlnire cu părintele. A fost aici în biserică, era în cărucior deja, scos puțin la plimbare și l-am întâlnit întâi afară și a zis, frate, hai să intrăm în biserică. Cum să nu, părinte, cum să nu? Și a intrat așa aici în mijlocul bisericii, chiar aici, 2 metri în fața mea, și a rotit așa privirea și a zis, nu e așa că e frumoasă biserica aceasta? Nu e așa că e frumoasă? Foarte frumoasă, părinte, efectiv e frumoasă, dar așa simți nevoia să întrebe și întrebare retorică. După care zice, aș vrea să spun ceva, tot așa cu vorbe de întrebare, zice, nu e așa că eu am publicat foarte puțin? Eu am publicat foarte puțin, ce părere ai? Ce să răspund? Părinte profesor, am zis să dau un răspuns cât mai sincer, dar, sigur, așa, un răspuns confecționat în câteva secunde. Răspunsul pe care, cred că îl știți și dumneavoastră acum, nu mult cantitativ, într-adevăr, nu mult, se publica și greu pe vremea aceea, foarte greu era să faci o carte, să o publici, deci erau urmărit, nici nu știam, le știam pe toate atunci. Dar calitativ, cine a avut dragostea și răbdarea să citească, poate oricine să constate teologie, spiritualitate, duhovnicie, exact ceea ce avem noi nevoie. Și acum, cu prilejul marcării centenarului, vor fi niște cărți scoase la lumină, unele editate din nou, alte reeditate, să se vadă că părintele Galeriu totuși a publicat foarte mult. Și aceste cărți vor evidenția încă o dată că a fost și profesor prin excelență. Deci nu doar preot, duhovnic, predicator, dar sigur că ne va trebui timp și dragoste ca să răsfăim acele pagini. Vă mulțumesc! Așa cum mărturisește părintele profesor despre părintele Galeriu, pot să mărturisesc și eu că era, într-adevăr, și la dânsul, așa cum este în ziua de azi, bunătatea și pe chip și în vorbă, să mă iertați. Așa, mă bucura, mă liniștea la orele de la mine, cred că s-a așteptat puțin mai mult decât puteam eu să dau. N-am fost întotdeauna la mulțime, dar la părintele mă simțeam, la părintele Vasile Gorgon, la oră mă simțeam mai relaxat. Simțeam mai bine decât la altă oră. Și întotdeauna știu că Părintele Galeriu vorbea despre dumneavoastră cu foarte multă căldură. Mai punea și un, dată și un diminutiv la nume și ne spunea despre dumneavoastră. Când avea ceva, face Părintele Vasile, face. I-am dat Părintele Vasile gata, sunt liniștit. Așa. Vă mulțumesc tare mult că ați bucuria să veniți în această seară și să le bucați cu Părintele Galeriu așa cum l-ați cunoscut Sfinția voastră. Pentru că pentru majoritatea dintre noi aspectul acesta a vieții părintelui cel de profesor a fost mai puțin observat. Noi l-am văzut
mai mult în casă, sau în biserică, sau la conferințe, străinătate, dar... Întotdeauna m-am întrebat cum era părintele la curs și cum ar fi fost să particip și eu la un curs, aproape că sunt puțin invidios cu toți cei care au participat la cursuri. Și de aici poate din cuvintele de la cursul, dacă îmi amintiți ceva, din aceste lucruri pe care le-a rezervat Părintele doar pentru studenții săi, dacă puteți să ne spuneți cu ceva. Că eu, asta este pentru mine, asta este curiozitatea cea mai mare, cum ar fi fost. Când am venit odată, eram deja la, după Grecia, eram de la Paris, venit la studii, într-o vacanță și avusese, slavă Domnului, câțiva profesori mari, Ziziula, Zbobrinscu, Ozol, Olivier Clemant, erau mulți. Dar am venit și am ascultat o predică și i-am spus părintele la masă, cum se întâmpla de obicei, după ce vorbeam, după ce ținea predică și reușeam în sfârșit să ne adunăm cât de cât. I-am spus, zic, de ce mai trimis bunicule când mi-era de ajuns o predică? Astăzi am învățat mai mult decât în ultimii ani la facultate. Da, și atunci am gândit că acum ar fi fost să-l fi avut și profesor. Și dacă mai aveți câte ceva din ceea ce spunea la curs, asta aș dori să spuneți, ca să ne împărtășim și noi în aceste lucruri. Sigur, în câteva cuvinte, repet un pic. În primul rând, faptul că ne răspundea la întrebări. Și vă spun foarte sincer, nu era niciun răspuns care să mă nemulțumească pe mine, de exemplu. Eram foarte critici, foarte așa, ochi și urechi și primeam de-a gata totul. Dar așa cum îl știți și de la predică și de la spovedanii, părintele vrea să ne ducă mereu un pas mai spre adânc. Deci orice afirmație, o afirmație de curs sau răspuns la o întrebare, întâi așa era ca pentru mintea noastră și acum zice, vă rog să fiți atenți și haideți să aprofundăm un pic. Așa cum zicea și în predica aceea cu pescuirea minunată, mână mai adânc, la adânc, pentru nu așa, nu sta la sărb, că de acolo nu pescuiești nimic. Deci asta mi-amintesc ca o chestiune de principiu. Răspunsurile părintelui Galeriu erau întotdeauna pertinente, deci din Scriptură, locuri precise și, Doamne, câte versete evoca, nu știa foarte bine Scriptura și prin faptul că era predicator și din Sfinții Părinți. Da. Deci răspunsurile erau întotdeauna foarte mulțumitoare, dar asta mi-a rămas și până cât am stat de vorbă cu dânsul, mereu, să nu rămânem așa la chestiuni superficiale, la un răspuns didactic sau didacticist, ci să aprofundăm. Și venea cu un verset sau cu... Da. Bună oară, țin minte ca acum, că se punea problema privirii, a ochilor, a zmintelei prin privire. Zice, noi trebuie să privim lumea nu cu ochii noștri, ci cu ochii lui Dumnezeu, cum ar privi-o Dumnezeu. Și îl cita pe prorocul Avacum, care a rostit la un moment dat, zice, ochii tăi sunt prea curați, Doamne, ca să vadă rău. Noi dacă privim cu ochii noștri, răi, răutăcioși, așa, limitați, vedem rău, partea rea, și în casă și în altă parte. Dacă încercăm să privim cu ochii curați a lui Dumnezeu, atunci vom vedea altfel lucrurile. Da. Da. Dar cred că asta a spus-o și la predică. Eu, s-ar putea foarte multe lucruri să le spun aici și să le știți dumneavoastră. Da. Acum știți că din cei care sunt de față, nu mulți au participat și la predică. Să știți că nu cred că, dacă mă uit bine așa,
că sub jumătate l-au ascultat directorul conferinței de aici. Da. Din cei care sunt aici. Majoritatea au avut acces prin înregistrări sau ce s-a publicat și au venit. Și au cei care au venit, cred că microfonul e la mine, nu mă deplasez. Domnul Iordan, domnul Iordan, ca să vă prezint, eu l-am cunoscut pe părintele Galeriu de la Ploiești. A. Este foarte, este peripatetic. Ocazional, la trimestru, dau, ați terminat reparațiile acolo. Nu, dar suntem optimiști, avem nădejde, așa cum ne-a învățat părintele Galeriu. Să apară în buletine ce-ați vorbit acum despre studenția cu părintele. Da. Da, în buletin poate o sinteză, că n-avem mult spațiu, dar cu prilejul centenarului voi ține un cuvânt și voi relua aceste crâmpeie și câte minute să mi se dea acolo la facultate, o să vorbesc despre părintele Galeriu ca profesor, ca educator, de fapt. Da. Cu notele? Da, și de părintele Stăniloae. Era, da. Doamna Lidia, da. Da. Că nu pica pe tine, părintele Stăniloae. Adică interesant, pentru că m-a surprins acest lucru. Nu avea exigența didactică obișnuită convențională. Și bun problema dacă și părintele Galeriu se împărtășea că din aceeași manieră. Da, efectiv, da, părintele nu putea să fie altfel, se știa, de fapt, era o legendă că nu se pică la părintele Galeriu, că examenul se ia foarte ușor, că se iau note mari, dar ceea ce n-au sesizat mulți era faptul că nu erau foarte mulți de 10, nu erau. Dânsu, având și seminariile, ne cunoștea destul de bine, deci era, să zicem, lucrarea scrisă la curs, că eram mulți, dar ne știa de la seminarii și zecele se număra pe degete. Erau de 9 foarte multe, de 8, de... Da, și am să vă dau un exemplu, de fapt două foarte scurte. Un coleg de-al meu, preot în Moldova acum, nu-i dau numele, bineînțeles, vroia să împuște și el la părintele Galeriu 10. Nu era el strălucit, era cam de mijloc, dar a zis, măi, la părintele trebuie să iau și eu un 10, să știu și eu că am luat un 10. Și a luat 9. Cum? A luat 9. Mi-a spus la revederea după 10 sau 20 de ani, nu mai știu. Zice, de la acel 9, eu n-am putut să-l mai văd pe părintele Galeriu. Pentru mine părintele Galeriu, nu mai, s-a terminat. Dar asta a durat, zice, până, nu știu când mi-a spus, până când m-am deșteptat și am zis, părintele Galeriu a procedat bine, eu am fost un nebun și cutare. Deci, odată. Iar în partea cealaltă, țin minte că mai corectam împreună lucrările, în vremea din urmă, când părintele preda metodica predării religiei. Cu asta rămăsese la facultate, era deja foarte în vârstă. Eu eram deja profesor la omiletică și catehetică, în urma părintelui Răducă, cum v-am spus, și erau multe lucrări. Și frate, ce vin o să mă ajuți? Și eu le citeam foarte atent, la un moment dat dau de o lucrare din care... Nu ieșea nimic, zero bani, zero lei. Și am zis, părinte profesor, cred că ar trebui să îl picăm ca să învețe și el ceva. Să învețe și el ceva. Că... Și părintele a luat lucrare și s-a uitat. Erau vreo două pagini scrise, ceva. Zice, uite aici, nu zice rău. Prima, nu, să știi că, uite, e ceva aici. Am mai dat pagina
uite și aici, uite și aici. Bine vreți, am înțeles. Punem 5 și gata. Nu, nu-i punem 5, nu. Îi mai dăm ceva. Ca să nu-l, nu pot să reproduc exact, dar a zis, nu-i punem 5 ca să nu-l rănim. Nu-l punem. Cred că i-a dat un 7 ceva. Deci, nu, deci cam așa se... Deci era îngăduitor la nivelul de jos, dar mai exigent la vârf, adică vârf obținea mai greu. Notarea părintului era... Era pedagogică. Mulți au luat-o drept slăbiciune. N-a fost așa. N-a fost așa. Nu. Era... Dânsul. Dânsul nu vroia să rănească pe nimeni. Al pica pe un student sau al răni, vrând nevrând. Chiar dacă merită să fie picat. Da. Acum, eu n-am putut să procedez ca părintele. Aici n-am putut. Așa. Dar până la urmă n-am tăiat nimeni capul, nimeni n-a rămas din cauza omileticii. Cum i-am trecut și eu pe toți așa. Da, o idee interesantă să pici pe cineva să nu se rănești. Da. Aș mai avea o întrebare. Vă rog, da. Se poate vorbi despre anumită structură specifică a predicii părinte? Putem găsi la dânsul, da, ceva specific în arta omiletică? Știți deja, eu cred că ați audiat sau ați vizionat multe predici. Am audiat în biserică, cum era Dumnezeu, și am impresia că era ceva deosebit. Aș putea să spun de la gânduri, dar m-ar interesa până la urmă. Vă spun imediat, sigur, în puține cuvinte. În primul rând, părintele scotea în evidență unicitatea persoanei, a oricărei persoane. Cu atât mai mult a personalităților. Deci darul lui Dumnezeu și să fim fiecare unici în felul nostru. Asta cred că v-a spus-o la predică. Așa. Ei bine, se poate vorbi despre o unicitate a predicii părintelui Galeriu. Da. Deci o unice, un specific. Nu numai, să zicem, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, nu mai era cineva la fel ca părintele Galeriu. Primul era omul răbdării, nu numai ca să asculți, ci ca să vorbești, trebuie să ai o anumită răbdare și o anumită așezare. Da. Deci această răbdare, această fire blândă a dânsului, îl ajuta ca să rostească pendelete. Deci luăm oricare dintre predici și vedem o construcție, am zice, grea pentru ascultătorul grăbit. Că erau și unii care, părintele Galeriu vorbește mult și așa, păi puțin. Că a spus Antonie Plămădeală la un moment dat, fost coleg cu părintele Nicolae Bordașiu, chiar de serie, Antonie Plămădeală zice, nu predicile sunt lungi, răbdarea unor ascultători este scurtă. Da. Deci vedem această construcție. Care trebuia să avem răbdare să-l ascultăm, ca să ajungem acolo unde trebuia să ajungem. Da. Evocați faptul că de regulă discursul predicii deriva pe teme conexe, paranteză la paranteză la paranteză. Uneori, da, uneori, da. Da. Și după aceea, incredibil, putea să închide paranteze una după alta, se întorcea de la punctul de pornire. Absolut, absolut, da. Specific părintele? Absolut. Și tot timpul dorința aceasta de a ne invita la aprofundare. Tot timpul. Deci așa poți să spui în două vorbe, Mântuitorul, așa, nu, ne invita la aprofundare. Că, acum fac așa o mică asociere. Nici Dumnezeu n-a făcut lumea într-o singură zi. Chiar de multe ori m-am întrebat, n-am răspunsul tot la Dumnezeu, de ce lui Dumnezeu atotputernic i-au trebuit 6 zile ca să creeze tot ce a creat? Putea să creeze într-o singură clipă. E cam așa era predica părintelui Galeriu. Deci, așa un răspuns îndrăzneț, poate să-mi cer iertare, socot că
ca să ne învețe Dumnezeu pe noi să facem lucrurile pe îndelete, pe rând, nu toate și tot odată. La fel și Părintele Galeriu. Ne lua așa ușor ca să pășim și să rămânem cu ceva. Să nu... Și vedeți că aceste derivații, aceste paranteze, că erau menite ca să lărgească orizontul temei și în același timp să facă conexiuni, așa mă întâmplă, conexiuni care albinte nu erau accesibile. Tot timpul. Da. Pe care apoi le închidea pasul cu pasul, sigur, sigur. Automat. Învățăturile, prin natura lor, sunt teoretice, până la urmă, în sensul bun al cuvântului. Ei bine, aceste paranteze, de multe ori, erau exemplificări, erau legate de o carte, de un autor, de un filozof, de un sfânt părinte. Sigur că asta trezea interesul. Și special făcea Părintele trimiteri, ca să ne îndemne să și citim, știți? Adică să mai luăm o carte și de filozofie și a unui sfânt părinte și... Da, sigur. Să vadă ce îi folosește lui ca să
să mai vorba părintelui profesor să se ridice de la fiindierii pe o dreaptă cât e cât mai sus. Și aici fiecăruia ce îi se potrivește. S-a vorbit foarte frumos la când s-a stins părintele Galerii, iar în toate predicile era vorba, am reținut-o pe e părinte preot, un preot care era din convertit la ortodoxie și care a spus că părintele l-a învățat să ne face prostie în mijlocul cetății. Deci tu trăiești în mijlocul cetății, dar ești ca și cum ai fi doar tu cu Dumnezeu, de când scapi de gura lui și de problemele ei, te aduni și cred că așa era părintele pe mine. Era dat în miezul nopții, până dincolo de miezul nopții, dar când se aduna și își făcea procese de conștiință, poate să face fiecare, se gândea că găsea pe tine din oameni. Cer scuze, eu sunt doi motivul și cred că am văzut. A fost o mărturisire, sigur, o mărturisire. Vorba părintelui Galeriu, vorba duce. Țineți minte că așa zicea, și vorba duce. Și da. Vă mulțumesc. Sper că ne gândim la același lucru, dacă nu vă rog să mă corectați. Deci, vremea în care împreună cu soția ne spăvedeam la părintele, erau foarte multe persoane, ca de fiecare dată, și noi ne propuneam mereu să fim ultimi. Eram tineri și zic, măcar atâta, se face bun. Așa. Și uneori auzeam ce se vorbea acolo. Dar părintele mi-a spus că intenționat câteodată vorbea și dânsul tare și lăsa persoanele să vorbească tare ca să fie o lecție pentru toți. Dar i-am spus așa, după o vreme, după multă vreme am îndrăznit să-i spun, părinte profesor, să mă iertați, dar am observat că unele persoane vă țin cu povești care sunt afara spovedaniei. Nu mai știu cum i-am spus eu, dar asta era ideea. Și minutele trec și e multă lume, așteaptă și iertați-mă, dar poate că ar trebui să... Așa cum am zis eu, și a zis, iarăși răspunsul cu cuvintele mele, acum ce mi-amintesc, ideea contează, zice, știu frate, știu, și să știi că și pe mine mă apasă uneori, știu, că ceea ce spune sunt niște fleacuri, chiar pentru mine poate, dar pentru ea nu sunt, pentru acea persoană. Pentru acea persoană, ceea ce spune părintele, ceea ce spune, e cel mai important lucru din lume. A venit să-mi spună mie cel mai important lucru. Poate pentru mine e un fleac. A fost sigur că o lecție și chiar dacă nu recunosc că nu, eu nu mă pot lăuda cu răbdarea părintelui nici la spovedanie, dar măcar mi-a rămas în minte treaba aceasta. Da. Asta foarte pe scurt putem să extindem și în afară spovedaniei. Cineva vrea să ne spună ceva, fleacuri. Dom'le, e mare lucru să... Să asculți. Se spune că e un mare dar să vorbești, e un mare dar. E chiar o harismă, zice Părintele Stăniloae, dacă îți cultivi darul vorbirii, sau oricare dar, dacă îl cultivi cu perseverență, cu osteneală, ajunge harismă. Deci un mare dar să știi să vorbești, să predici, dar este unul și mai mare. Care? Să știi să asculți. Da, să asculți, e mai mare. Și l-avea Părintele, Părintele Galerii l-avea pe amândouă. Aș vrea câteva clipe să amintesc de puterea lui de a ierta. Poate că v-ați întâlnit cu ea, poate nu. Că bunătatea, dragostea, iubirea, îngăduința se manifesta și prin puterea de a ierta. Am multe exemple, dar vă dau unul singur legat de persoana mea, de nevrednicia mea, când
ajunsesem și eu asistent la facultate și eram în consiliu profesoral împreună cu părintele Galeriu. Acolo Brani, erau titanii aceia și era un tânăr asistent și era vorba de niște cereri de transfer ale unor studenți din afara Bucureștiului să vină la noi la facultate. Și se primeau foarte greu din afara pentru că vreau să ținem la ștacheta facultății noastre și cum eram eu așa tânăr pornit pe ștachetă foarte înaltă, părintele Galeriu a venit, îl cunoștea prost, îl cunoștea familia sau îl rugase cineva. Era un Ionescu care vrea să vină la noi la facultate prin transfer. Și am zvâcnit pur și simplu așa, m-am trezit vorbind, m-am ridicat în picioare, era părintele Dumitru Popescu, rector, cum spuneam atunci, decan, și zic, părinte rector, nu se poate, se pune în piciorul un prag, că uitați așa, 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 și dă-i și luptă. Și părintele Galeriu, toată lumea a rămas stupefiat, părintele Galeriu a rămas stupefiat. Așa. A zis, bine, bine, bine. Nu s-a aprobat la propunerea mea. Și a trecut, mi-a trecut și mie fierbințeala, a venit ziua următoare și am început să realizez ce am putut să fac. Profesorul meu, îndrumătorul meu, cel care m-a promovat, eram la doctorat, încă teza nu era susținută, altul putea să mă... Și acum zic, m-am pregătit să mă duc la părintele Galeriu, m-am dus la părinte profesor, am greșit tare, îmi cer iertare, nu, eu am vrut să, așa, dar am făcut un lucru foarte grav, vă rog din tot să mă iertați și mi-e foarte rușine. Stai, te rog și încetează, gata, și am înțeles, dar să știi că am rezolvat problema. Nu puteam să-l las pe acel suflet nemângat, am rezolvat problema. Dar și aici mi-am dat seama cât era părintele de sincer și de iertător și ceea ce nu știu dacă eu aș fi putut face sau altcineva, vă dați seama, când te înfruntă un tinerel pe care tu l-ai promovat. Mi-a zis, zice, să știi că o scenă oarecum asemănătoare a fost între mine și părintele Braniște. Era oarecare diferențe de vârstă, dar eram foarte apropiați. Și la un consiliu profesoral, părintele Braniște a avut o opinie și eu altă opinie. Și deși ar fi trebuit să tac, n-am tăcut, l-am înfruntat, părintele Braniște s-a supărat, dar am avut o întâlnire ulterioară și a înțeles părintele și mi-a zis, nu-i nimic, a fost opinia ta, cu tare a trecut. Așa că și frăția ta a avut un punct de vedere, ți l-ai susținut și... am încheiat povestea. Da. Da. Chiar nu știam pe acesta, pe părintele care era acesta. Da. Adică... bineînțeles, să știu să chinuiesc să rezolv fiecare cerere care venea, eram aici acasă, când veneau multe cereri. Dacă mai decane, mai ales în vremea când ajunsese și vicarul arhiepiscopiei și încerca să salveze tot felul de situații care mai decane, mai grele. Da. Mulțumim foarte mult, părinte profesor, pentru această seară, pentru această evocare în care am regăsit lucruri cunoscute și am găsit lucruri noi despre părintele. Și încă o dată am fost în prezența Sfinției sale, părinte, în cuvintele dumneavoastră. Vă mulțumim și tuturor celor care ați venit aici. Și dumneavoastră pentru înregistrarea aceasta care va bucura și pe alții care n-au putut să fie cu noi. Și dacă mai vreți să mai spuneți ceva. Doar să vă mulțumesc și cu toată sinceritatea vă spun că
simt, așa cum simte, cred că toată lumea, că Duhul Părintelui Galeriu se bucură, așa cu binecuvântarea Preasfintei Treimi, se bucură că biserica aceasta îi continuă misiunea și îmi aleg acum cuvintele ca să nu exagerez, dar sunt foarte sincere față de dumneavoastră slujitorii, începând cu venerabilul părintele Nicolae Bordașiu. Am văzut programul pe site-ul parohiei, am văzut programul că și părintele are ore de spovedanie, ore de... e un lucru minunat, așa. Pe urmă, activitatea părintelui paroh, Gerasim Alexandru, pe care o cunoașteți foarte bine, dar pe care o apreciez și eu din toată inima. Faptul că părintele Cristian este aici un continuator al bunicului, din ceea ce a deprins din familie, în primul rând, și nu numai, și împreună cu ceilalți slujitori pe care i-ați cooptat, dăm slavă lui Dumnezeu. E un mod de cinstire și a memoriei, a slujirii părintelui Galeriu. Biserica să fie vie în continuare, totul foarte bine organizat, sigur, nu lipsiți de greutăți, dar e un lucru minunat. Vă felicităm pe toți și vă mulțumesc și eu pentru faptul că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră aici, știind că vom veni să stăm de vorbă. Vă mulțumesc! Bine și pe adevărat să fericim pe tine, Sfântoare de Dumnezeu, cea cu reacuște și prea nevinovată și mai pe Dumnezeu de nostru, ceea ce ești mai cinstit, că vin și mai sunt pe de semnale, în sfera plinicare, fără strigăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, Sfântoare de Dumnezeu, te mai vin, sau Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, și acum și curtea și de cireșe. Doamne, numește, Doamne, numește, Doamne, numește, pe cel ce părinte bine. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.